Dintre toate lucrurile pe care noi le facem pe pământul acesta, ca lucrări ale lui Dumnezeu în biserică, nici unul nu se va mai face în cer, numai masa asta. Oricare ar fi prețul, merită plătit pentru a putea să stai la masă cu Domnul. Se spune aici dimineața, ai probleme cu fratele, cu sora. Nu e mare prețul să-ți spui, te rog, iartă-mă, pentru că am greșit, n-am vrut. Mi se pare, am greșit, te rog, iartă-mă. Ca să ai liniștea și pacea de a sta la masă cu Domnul. Orice păcat ai fi făcut și oricât de jos te-ar fi aplecat diavolul, nu e rușine să mărturisești și să-i spui Domnului că vrei iertare și vrei să scapi de El, ca apoi să poți să stai la masă cu Domnul. Viața și moartea stă în puterea acestei mese. Trăim cu Dumnezeu, există viață din Dumnezeu noi în funcție de atitudinea noastră față de masa aceasta. Sunt lucruri deosebit de sensibile. Nu vreau să stric inima nimănui în dimineața aceasta. Vreau doar să vă spun că mă doare lucrul acesta. Mă doare lucrul acesta și într-o zi, într-o zi vom plăti toți acei care ne jucăm cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, un preot bătrân, a spus odată copiilor lui, dacă, știu eu, păcătuiești împotriva oamenilor, există totuși cineva, spune el, care poate mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru voi. Așa le spunea el fiilor lui. Dar dacă păcătuiți înaintea lui Dumnezeu, cine va mai mijloci înaintea lui pentru voi? Dragii mei, aș vrea dimineața aceasta să avem câteva momente de cercetare. Aș vrea să facem o rugăciune specială pentru cauze de boli, pentru probleme diverse care le avem. Avem pe fratele Daniel Cornea între noi și va face și ungere cu un de lemn și rugăciune pentru probleme. De aceea aș vrea ca ora de rugăciune să nu se oprească aici. Am vrea să mergem mai departe să ne rugăm Domnului. Amin. Dacă sunt cazuri de boală, se va face ungere cu un de lemn și ne vom ruga pentru cei bolnavi. Dacă sunt probleme de alt ordin, orice ordin ar fi el, ai curajul, vină înaintea Domnului, spune fratelui Daniel, ce probleme ai, cu ce probleme te confrunți. Împreună cu biserica ne rugăm Domnului pentru problemele tale. Avem o oră cel puțin la dispoziție ca să facem lucrul acesta. Să rămânem într-o atitudine de rugăciune. Să ne rugăm pentru frații și pentru surorile noastre care trec prin probleme. Nu? Duminica trecută vă aminteam și vă spuneam aici de familia care a făcut legământ cu Domnul în apă, din mijlocul nostru. Despre copilașul și băiețelul de an și 4 luni care era în brațe la tata aici. Că încă în vremea aceasta Dumnezeu mai vindecă boli incurabile, da? Amin. Ei sunt în casa Domnului. Copilul este sănătos și bine, datorită faptului că atunci când era de câteva săptămâni sau zile, Dumnezeu s-a atins de el la rugăciunea fraților. E mărturie care va rămâne în picioare în familia aceasta pentru tot restul ei. Va rămâne în picioare pentru noi cei care l-am văzut aici în brațe la Tatălui duminică. Avem un Dumnezeu care se îndură de problemele noastre și are milă de problemele noastre. Totul este ca într-o atitudine smerită să venim înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău. Dacă nu avem nevoie de ajutorul Lui, Dumnezeu forțează nota și ușa nimănui. A nimănui. N-ai nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, descurcă-te singur. Dumnezeu se bucură de asta.
Cred că sunt suficient de înțeles în toată lucrul aceasta. Vreau să citesc câteva versete din Psalmul 107. Psalmul 107 este un psalm care ni se arată niște lucruri deosebite frumoase. Se vorbește acolo de mai multe situații dificile din viața unor oameni, care atunci când și-au înțeles starea și au înțeles că nimeni nu mai poate să se ridice din starea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nimeni nu mai poate să facă ceva pentru ei. E versetul 6 care spune, și versetul acesta se repetă de câteva ori de-a lungul acestui psalm, atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit de necazurile lor. Mai departe spune cuvântul Domnului, cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare, nu? Oamenii nemântuiți, robi ai diavolului, legați de cel rău în tot felul de pate și de pofte, pentru că se răzvătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Ascultați ce spune psalmistul aici. Pentru că au nesocotit sfatul celui preanalt. El a smerit, el a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Și ascultați continuarea acestor lucruri. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Înțelegeți și asta? Înțelegeți și asta? Oameni legați de tot felul de lucruri și de tot felul de patii. Oameni care niciodată nu au avut să audă de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Oameni asupriți de diavolul și batjocoriți de cel rău. Au avut un moment în viața lor când au strigat după ajutorul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și i-a izbăvit din necazurile lor. Dacă vă uitați în psalmul acesta și vă rog să-l citiți acasă, veți vedea câteva lucruri, puținele din cele multe pe care Dumnezeu le face. Totul este să fim sinceri cu noi înșine și să fim conștienți căci pe pământul acesta, prin toate umblările noastre și prin viața noastră de fiecare zi, avem nevoie de mâna lui Dumnezeu și avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Că singur nu putem face nimic. Oricât ne-am trudit noi, oricât de mare am fi noi, oricât de tare ne-am ține noi, vin vremuri grele, vin situații dificile, vin situații în care numai Dumnezeu poate să ne izbăvească. În urmă cu câteva, două duminici, am stat de vorbă cu un prieten, un frate care este cunoscut. Este un mare om de afaceri în Baia Mare. Are peste 870 de angajați. Și l-am întrebat, auzi, dar la tine nu se simte criza? Și a zis, nu. Nu se simte. Și a zis, dar lumea întreagă e în criză. Și-a zis, la mine nu se simte criza. A făcut în Baia Mare reprezentanța Mercedes. A terminat una la Bistriță și acum e aproape gata una în Oradea. Și-a zis, nu înțeleg. Și-a zis, eu știu de ce e așa. Zice, tu mă cunoști bine și știi că am început cu un bus. Și de când am început eu să fac afaceri, mi-am ținut cuvântul față de Dumnezeu. Și sunt 20 de ani, vă spus eu, de cât eu îi dau Domnului partea Lui. Și în ultimii ani, datorită faptului că Domnul m-a binecuvântat, nu mai țin cont cât îi dau. Pentru că mi-a dat prea mult. Mi-a dat prea mult. Și-a zis, aici este secretul. Aici e secretul. Să rămâi credincios lui Dumnezeu în lucrurile în care El îți cere să fii credincios.
Se închid firme, se duc în colaps tot felul de afaceri. Am zis. N-am nicio problemă. Eu deschid altele noi. O zis eu. Și acum este implicat într-o undeva lângă Cluj, la Buflorești, o universitate creștină. Da? Câteva milioane de euro. Pentru binele oamenilor. De ce? Pentru că Dumnezeu binecuvântă. Și Dumnezeu face lucrul acesta pentru toți cei care înțeleg că avem datoria aceasta de a ne face partea noastră în toată lucrarea și Dumnezeu și-o face pe-a Lui. Dumnezeu și-o face pe-a Lui. Dragii mei, aș da să ne rugăm Domnului mai departe. Timpul care urmează. Avem loc și pentru predica astăzi și pentru altul cinei Domnului. Dar aș vrea să îl petrecem rugându-ne Domnului. Cei ce nu puteți să stați în picioare, puteți să vă plecați pe genunchi. Dacă e greu pentru dumneavoastră, stați pe scaune și rugați-vă. Nu, eliberăm, noi astăzi nu suntem americani. Nici nu fi noastră. Dar e important să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Ne vor ruga Domnului cu toată biserica. Ne rugăm Domnului cu toată biserica. Și în timpul acestei rugăciuni care o facem înaintea Domnului, dacă sunt cazuri de boală și doriți să vi se facă ungerea cu un de lemn și doriți să fiți vindecați de Domnul și credeți că Dumnezeu mai vindecă încă și astăzi. Mi-ar fi plăcut în dimineața aceasta dacă Andreea și cu Nicu ar fi avut copilul aici să-l aducă să stea cu el aici în fața dumneavoastră pe scaun. Și să vă uitați toți la el. Pentru că ei nu erau botezați când Dumnezeu le-a vindecat copilul. Ei nu erau întorși la Domnul când Dumnezeu le-a vindecat copilul. Nu era. Avem nevoie de curajul acesta, avem nevoie de... Nu de lemnul face totul. Credința este ceea care are putere. Vorbeam dimineață venind și spuneam cuiva, dacă un de lemn ar fi făcut totul, eram de mult sănătos. Dar se pare că e ceva mult mai aproape, ceva mult mai bun, mai sensibil în toată problema aceasta. Pentru că ori pe cine dintre noi am întrebat, crezi? Cum să nu cred? Eu cred, da, și eu cred tot așa. Dar se pare că există un secret în toată problema aceasta. Și mulți dintre noi n-am găsit secretul acesta. Ca să credem din toată inima că Dumnezeu are putere și autoritate asupra neputințelor noastre. Amin. Și El să fie acela care să se atingă de toate problemele noastre. Amin. Și de toate boalele noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți